Legislativul pășcănean s-a întrunit miercuri 7 aprilie, începând cu ora 11, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre care a fost aprobat în 5 minute, fără dezbatere. Este vorba despre o modificare adusă la cheltuielile care urmează să fie suportate din bugetul local în cadrul proiectului de modernizare a școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino din fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local. În sală au fost doar 15 consilieri. Avem un singur proiect, ordinea de zi, proiect de hotărâre de modificare și completare a hotărârii numărul 85 din 9.05.2018 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul creșterea eficienței energetice școala gimnazială Iordache Cantacuzino Pașcan, județul Iași, axa prioritară sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții, 3.1, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea B, clădiri publice, obiectiv specific, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeoseb a celor care înregistrează consumuri energetice mari, apel de proiecte numărul POR per 2016 per 3 per 3.1 per B per 1. Dacă sunt avizele întâi, aș veni favorabil. Economic? Favorabil. Învățământ favorabil. Favorabil. Favorabile. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, vom trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Menționăm că prin acest proiect s-a dorit modificarea unei hotărâri aprobate acum câteva zile, numărul 43 din 31 martie, și s-a propus majorarea contribuției cu suma de circa 62.000 de lei. În referatul de aprobare apare menționat că valoarea totală a proiectului este în jur de 6 milioane de lei, din care suma de aproape 2,9 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile. De asemenea, valoarea nerambursabilă este de circa 3,1 milioane de lei. Proiectul poate fi consultat integral pe site-ul primăriei la secțiunea ședințe.